Ei au vrut să aibă controlul banilor asupra teatrului. Nu sunt bani mulți raportat la câți bani se cheltuie pe reparații străzi, învelopare, blocuri și așa mai departe. Dar au vrut să aibă controlul. Aici există o supapă foarte bună la instituțiile de cultură, mai ales în zonele de campanie electorală, când au nevoie de săli gratuit, fără să plătească. Când e nevoie asta, eu nu spun că ei vor apela gratuit, dar probabil fiind în criză s-ar putea să apeleze gratuit. Când au nevoie de afișe, când au nevoie de oameni care se priceapă să le facă, să le compună, și atunci spun, domnule, hai să avem oamenii noștri acolo, pentru că dacă e domnul Ranin, nu? Mihai Constantin Ranin sau doamna Munteanu la Filarmonică sau alții, nu vom putea face, atunci ne punem omul nostru. Și sigur că își vor pune omul lor până la lor, până la urmă, pentru că nu e vorba de niciun concurs. Aici e vorba de concursul de împrejurări. Această modificare a teatrului este o modificare politică, trebuie să știe toată lumea. Este, dacă vreți, expresia urii pe care o au unii față de acest fenomen cultural care se dezvoltase absolut foarte interesant, frumos, excepțional în Târgoviște. Teatrul se ocupă de teatru. Nu trebuie să facă el evenimentele domnului primar Boriga sau la city managerul sau la viceprimarilor. Ai, e cu totul altceva. Dacă vor să facă, trebuie să fie plătiți separat cei, dacă se apelează la serviciile unui regizor de acolo, unui actor. Este o altă muncă, în alți parametri și trebuie să plătească separat. Trebuie să ocupe o altă instituție de treaba asta. Nu e treaba teatrului să organizeze defilarea de ziua PDL-ului sau de ziua lui domnul Popescu sau de ziua Târgoviștii sau a domnului Boriga. Nu e treaba teatrului. O spun încă o dată. Este o crimă culturală ceea ce s-a întâmplat. O spun cu toată răspunderea. Chiar dacă ea îmbracă niște forme oarecum legale. Cineva spunea că la limita legii. Nici măcar la limita legii. Vă dau un simplu exemplu. Deci, în primul rând, trebuiau să se desființeze instituțiile alea ca să poți să reînființeze altele, să le strângi pe toate la un loc. Și când construiești ceva, pe locul unde a fost altceva, trebuie o autorizație de demolare. Întâi demolezi, este logica lucrurilor. Întâi demolezi și după aia construiești altceva. Că nu poți să încalici peste aia. Mă rog, ei au făcut această înființare a teatrului, care zic că nu presupunea și desființarea instituțiilor. Și au trecut-o cu un număr de 13 voturi, fatidicul 13 voturi, pentru că nu erau 14 consilieri PDL, pentru că trebuie să știe toată lumea că tot ce se întâmplă în Târgoviște, bine sau rău, este, nu, în răspunderea celor 14 consilieri PDL. Și l-am întrebat pe secretar. Domnul secretar, zic că a obținut doar ce 14 voturi. Haideți să mai vedem o dată. 13, a trecut cu 13, că dânsii de dau în cap, fericiți. Și spune, da, a trecut cu 13. Sigur că domnul secretar nu cunoaște bine legea administrației publice locale, nu este prima dovadă pe care mi-o face. Iau hotărârea cu numărul 8 din celebra ședință și din 28-a 7-a, și la punctul 4, hotărârea care privește înființarea teatrului, zice, da? Zice așa, începând cu data înființării, rețineți, patrimoniul Teatrului Municipal Târgoviște se constituie din patrimoniile celor trei instituții de cultură comasate, respectiv cele ale Teatrului Municipal Toni Bulanda, Teatrul Municipal pentru Copii și Tineri Mihai Popescu și Casei Municipale de Cultură Ighe Vasiliu. Deci nu e vorba de patrimoniu? Nu presupunea această hotărâre obligativitatea celor 14 voturi, adică a celor două treimi? Eu zic că da. Așa zice legea. Dar dânsii sunt mai presus de lege. Dânsii cred că ce le place lor e legea. Că ce vor ei reprezintă legea. Nu, asta este legea bunului plac. Este o altfel de lege, este adevărat. Dar zicem legea bunului plac. Adică facem ce vrea mușchiul nostru.